Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit la Un Vis de Elită. Vă invit să discutăm despre subiectul principal al zilei din punctul meu de vedere. Plata către Gheorghe Mulțescu, antrenorul nostru preferat al fanilor, plata salariilor sale. Cei din DTB au ieșit cu un comunicat inteligent, l-au aruncat și presei, care arată că s-a rezolvat, s-a plătit cel mai devotat din Am Vist, în speță Gheorghe Mulțescu, care a fost lângă Dinamo în momentele cele mai grele ale existenței sale. Nimic rău, nimic, tot ok, și pot să spun că îi felicit că au făcut lucrul ăsta, dar din punctul meu de vedere s-a greșit. Pentru că, dacă ați observat, atât Cosmin Contra cât și colaboratorii lui nu au acceptat diminuarea salariilor, iar la Mulțescu, deși avea un salariu foarte mic în comparație cu ce a făcut pentru Dinamo în acea perioadă în care am fost amenințați de retrogradare, deci cât a fost el la comanda echipei, numai pentru acest lucru și pentru faptul că a fost dat la o parte de la echipă și pentru faptul că nu a fost depus în funcție atunci când Contra a dat Mircu Fugiții, eu consider că nu trebuia să-i se taie niciun leu din salariu. Acum, indiferent cât de greu o fi și ce o fi, trebuia să se plătească lui Mulțescu. Adică, dacă se poate să-i se plătească lui Contra, de ce nu-i se plătește lui Mulțescu? Adică, Mulțescu ce, mai fraier? Hai să fim serioși acum, omul a acceptat, e un om extraordinar, un suflet minunat. Eu nu știu ce să-i spun, E păcat totuși că ne bate în jur de oameni ca Mulțescu. Vă dați seama? Și aici arătăm multe despre clubul nostru și despre asociația noastră. Toți, prin acțiunile care le întreprindem și tot ceea ce facem, ne dăm arama pe față, arătăm tuturor cum gândim, ce facem și cât de mult prețuim oamenii. În speță, băieții ăștia cu peluza cămătare, vedeți că ei te folosesc cât au nevoie de tine și după aceea te aruncă, nu? Exact la fel ca și ăștia, pentru că băieții cămătari nu fac ei de capul lor, hai să ne înțelegem, nimic. Și e o mare cerească pentru ăla care deține echipa și a deținut-o tot timpul până acum. E o mare cerească ca să vină ăștia și să zică, bă, hai, gata, acceptă jumătățire și nu știu ce, și ca la ăla să ciupească de la ăla bani care trebuia să-i dea. Deci trebuia să se plătească. Eu n-am spus că... Eu știu, Cosmin Contra nu ar fi trebuit să fie plătit. Să fie plătit, dacă așa s-a înțeles și așa a semnat contractul, să fie plătit. Eu așa sunt de acord. Nu de DTB, într-adevăr, nu din banii suporterilor. Dar aici este o discutabilă treabă, pentru că voi când ați dat banii, ați dat pentru plata tuturor cheltuielilor din Amovista. Așa că și asta este o cheltuială din Amovista și atunci... Deci, cam asta este treaba. Nu ați condiționat, nu ați pus un consiliu, nu ați avut niciun cuvânt de spus și nici nu veți avea. Și băieții vor face ce vor cu banii voștri. Eu acum întreb pe cei care îi cunosc pe foarte mulți, care sunt deja înscriși în programul RAB la 2021, și vreau să-i întreb dacă ei sunt de acord cu asta. Dacă ei au fost de acord și dacă sunt de acord și dacă au ceva de spus ca Mulțescu să-și primească salariile alea, care și așa erau mici. Orice antrenor care venea atunci să ne salveze ne lua pielea de pe noi. Să nu uităm că Mihalci avea 10.000 când ne-a omorât, ne-a nenorocit 7 meciuri, cred că am luat bătaie non-stop, n-am făcut nimic, niciun punct, și eram vai de capul nostru, intram la retrogradare. Intrasem, ce să, eram pe ultimele locuri, ce să mai discutăm. Că e coronavirus, că nu e coronavirus, că e nu știu ce, dar băiatul a antrenat pe 10.000 și când a venit Mulțescu, nu știu, 1.000 și ceva, 1.500. Nu știu cât i s-a propus, domnule, ce vorbim aici. Și banii ăștia tu îi înjumătățești? Pe bine, unii spun că avea 5.000. Ar fi avut 5.000, ceea ce nu cred chestia asta, dar în fine. Sper să fie adevărat, pentru că Mulțescu chiar merită să aibă banii ăștia. Din câte am înțeles eu, când au venit ăștia spanioli și au făcut ceva bănuți în s-au făcut ceva plăți, i s-au acordat și lui niște bănuți acolo, 3/4 dintr-un salariu. Din câte știți, Mulțescu, când a venit la Dinamo, a spus că antrenează gratis, iar dacă va reuși să salveze echipa, va
negocia din nou un contract și la. Așa a fost, domne, discuția, ce dracu vorbim. Și ce facem acum? Îi înjumătățim salariul, că am dat un acord cu Gheorghe Mulțescu. Haide să fim serioși, adică nu știu, eu așa sunt, băi. Nu-mi place să discut pe banii altuia. Înțelegeți? Aici e vorba de banii asociației ăstea care i-ați dat voi. E corect. Nu prea îmi place să discut chestia asta. Măi frate, dar acum dacă îl plătești pe Contra și pe Javi Reyes ăla, pe Mulțescu, de ce să nu-l plătești, mă, care te-a salvat din căcat? Bine, unii vor spune, bă, că nu l-a plătit, de ce nu l-a plătit? Că dacă nu-i dădea nimic era mai bine, nu știu ce. Bă, dar acum nici așa, mă, să le dăm, să-l umilim pe omul ăsta într-un hal fără de hal. Nu știu, eu așa gândesc, adică... Asta e gândirea mea de când am avut de elită. Eu așa am fost crescut. Mie nu mi-a plăcut niciodată să-mi bagi de oamenii care m-au ajutat în viață. Și asta este clară treaba. Deci un om care te ajută în viață și care e lângă tine atunci când ți este greu, tu îți bagi de el și... Putea să-i fi spus, domne, Gigi, uite, îți dăm o parte din bani acum și o parte ți-i dăm, eu știu, peste câteva luni. Dar nu sunt jumătățești contract. Nici de cum. Și discuta cu el dacă vrei în continuare, uite, astea sunt condițiile, să mai rămâi, dacă vrei în continuare, dar salariile din urmă, nu cred că trebuie înjumătățite. Deci nu înțeleg și nici de cum salariul lui Mulțescu, nu știu cât de mare, v-am spus, nu știu cât de mare, dar nu cred că ar fi trebuit să fie înjumătățit. Ar fi trebuit pus, eu așa făceam ca să reduc cheltuielile, încheiam contractul cu Gane, îi dea lui Jerry Gane banii înapoi ce a făcut el și asta și îl puneam pe lui Mulțescu în drepturi acolo și gata, terminam cu circul. Și aveam un antrenor care a plătit, eu cred că mai mult de 3.000, 4.000, hai să spui 5.000 maxim, nu are. Nu avea și nu... Acum dacă l-am jumătățit de 2.000 jumate sau 2.000. Dacă el era antrenorul echipei, vă dați seama că el era și manager și masseur și... Pentru că, să nu uităm, în perioada în care Mulțescu a venit la echipă, noi nu aveam nici preparator fizic, nici nimic nu aveam. Și Mulțescu n-a avut nevoie de preparator fizic, n-a avut nevoie de nimic. A scos echipa din căcat și cam asta a fost. După care i s-a spus așa, pa, veni vidi vici roiu, sau nu știu cum a zis el într-un interviu. Deci bătaie de joc, dom'le, asta este și noi suporterii nu suntem cu nimeni mai presus. Și se vede că aici s-a făcut totul cu regie și aici iese totul la iveală. Deci nu a fost că a venit spaniolii și că nu știu ce, aici s-a făcut o regie. Și dacă vedeți, acum se face economie cu banii de la fraieri. Vrem să facem economie. Ne place să economisim bani, să tăiem, să nu știu ce, dar de la Mulțescu, nu de la Contra. Că nu cumva să îi se ia vopseaua lui Contra. Și cam asta e cu chestia, că el, că Contra nu vrea, dar el a vrut. Și Mulțescu de, a vrut, dar tu trebuia să spui, băi frate, dacă îl plătim pe ăsta, hai facem un efort și dăm și lui Gigi banii și asta e. Dar gândeai altfel și bă, stai antrenor, în momentul în care ați venit la putere voi ăștia, cămătare ăștia, trebuia să le puneți în drepturi pe Mulțescu și asta era, făceați o economie. Una, respectați pe Mulțescu, îi plăteați salariile la zi și cu asta, bă, asta și pe Gane îi dădeați banii înapoi sau îl plăteați. Deci nu i-a stăiat lui Gane, lui Jerry Gane, nu i-a stăiat din salariu. În fine, sunt niște discuții foarte complicate și nu vreau ca să duc discuția aici, dar, domnule, nu e frumos, nu știu. Pe mine m-a deranjat foarte mult, acum m-a deranjat pentru că de data asta brânza sau pâinea și cuțitul s-a aflat la băieții ăștia, la cămătari, nu? La voi, practic. Că voi ați delegat pe ăștia, ăștia sunt angajații voștri, sunt puși de voi, cum s-a zice. Nu sunt ei boșii care ia deciziile pe banii voștri, dar în realitate ei sunt boșii și voi sunteți contribuabili pionii de pe tablă. Cam asta e problema, eu așa spun. Că Dinamo s-a salvat, că Dinamo se salvează. Un alt subiect care e destul de interesant și asta, băieții de cu Peluza au spus că nu e nicio problemă, 1.700.000 ăla cât trebuie să... A zis, da, ești Ionu Marin și a spus, domnule, dacă nu ai 1.700.000 până la sfârșitul martie, nu obții licența și la revedere. Iar băieții cu Peluza au venit și au spus că nu e nicio problemă să obține. Cu bani de la sponsori, care sponsori? Cine le dă lor la cămătari sponsorizare? Sau ce fel de sponsori? Care sunt acei sponsori? Negoiță și cu badea? Ăsta! Iar am zis. Dom'le, băieții își vor proteja afacerea, vă dați seama, cei care sunt în spatele la căcănăria asta. Și voi nu veți avea, nu aveți cum să mai susțineți, pentru că
13.000, că sunteți acolo și eu știu cât mai s-au mai strâns între timp, nu mai sunt suficienți, au dat bani până acum și cam asta e. De acum încolo se va vedea ce se va mai face. Și atunci și acum eu v-am spus, în momentul în care, băi, ce facem, Dinamo moare, haide să ne strângem, nu știu ce, și băieții de la... Uitați-vă cine a avut de câștigat din toate afacerea asta. Dinamo a ajuns o speluncă, a ajuns o ruină, da? M-a ajuns să facă mișto de noi, de al de Magaie și de al de Borja Valley și portarul a refuzat la export ăla, tataie ăla care a venit așa. A ajuns să facă mișto ăla de noi pe Instagram și pe, eu știu, pe toate publicațiile social media, să pună poze, să... ăla la altul, măgarul ăla, fundașul la stânga și ăla a declarații că Dinamo și-a bătut joc de el. Păi Dinamo și-a bătut joc de tine, mă, sau păcăliciul ăla plătit? Păcăliciul ăla care e mascota aia care a venit spaniol și a acceptat să trăiască numele Spaniei în oroi. Dar vedeți că nu se face prea mare tantam și nimeni nu atacă chestia asta și nu vorbește despre aspectul ăsta că spaniolii au făcut spaniolii adres, decât zic așa, discuțional să spunem, sau accidental sau tangențial vorbesc de chestia asta. Ei nu atacă, băi, asta e nu știu ce, pentru că de fapt în spatele spaniolilor ăstora și dacă iese la iveală sunt alții care regizează și au regizat acest foileton la care noi asistăm. Cam asta este problema numărul 1. Și eu v-am spus și atunci, domne, se va proteja investiția. Ei nu-și lasă, nu-și pierd ei banii și asta. Și atunci când erați 300, 200, câți erați, 500, au venit ăștia și au pompat bani. Nu a salvat voi. După aia, băi, am salvat, am făcut nu știu ce, ați dat un hierup și cam asta a fost. În fine, e treaba lor ce fac, dar minciunea e ele de mască. Nu stau la discuții. Și unde simt eu că miroase a minciună și a mârșăvie, eu vă atrag atenția și vă aduc subiectul spre discuție și spre reflecție. Deci trebuie să gândiți foarte bine cei care faceți și ce faceți. Adică mă gândesc la afirmațiile care le faceți foarte mult, cum că salvați, că salvați și că veți face nu știu ce vitejii. Doamne, gândiți-vă mai bine și reconsiderați-vă, eu știu, acțiunile sau eu știu, opțiunile sau ceva de genul. Deci stați puțin, gândiți-vă, reflectați asupra tot ce s-a întâmplat, asupra informațiilor care sunt. Și o să vedeți că sunteți parte dintr-o măgărie, o păcăleală incredibilă. Cam asta este. Noi acum nu spunem că Dinamo trebuie lăsat, dar eu v-am spus și cum v-am spus data trecută, Dinamo nu a murit. Nici că a să suporte, nu a mai avut bani să dea și a apărut personajul ăsta misterios care a dat 500 și ceva de mii și după aia a fugit. S-a ascuns sub pat. Haideți să fim serioși, domnule. Banii ăștia i-a dus de acasă. Cine va prelua echipa? Dacă va prelua Badea în continuare, că posibil că Negoiță să-i dea o pasă lui Badea așa cu călcâiul. Dacă va prelua Badea, la fel, el a dat banii și a ținut afacerea pe linia de plutire, pe supraviețuire. De asemenea, orchestrat, eu așa zic, cel care e în spate la grahatul ăsta, a orchestrat asta, criza asta aparentă cu Cotaserul ăsta, cu nu știu ce, cu... Cum o să iei tu, David, dai 500 și ceva de mii și după aia fugi, te ascunzi și nu mai dai niciun leu? Nici nu vinzi că apar unii care vor să-ți dea ție banii și tu fugi. Cum dracu să faci chestia asta? Nu știu, mă gândesc și eu acum. Și tu fugi și nu mai îi lași pe ăștia fără apă curentă, fără nu știu ce, fără nu știu cum. De fapt, astea sunt niște lucruri care bă s-a gândit. Băi, facem așa, aducem în presă, presa zice, n-au de mâncare ăștia, n-au nu știu ce. În realitate, băieții nu s-au plâns de mâncare. Eu am vorbit cu ei și nu a avut nicio discuție pe treaba mâncării, că n-au ce să mănânce. Dar știrile astea ați văzut că și nu sunt combătute, sunt foarte minunate să vină așa și să accentueze perioada asta de criză și foarte mult să fie înduioșați de chestia asta și să vină acolo. Dom'le, nu e rău, veniți și dați bani, nu e nicio problemă, eu sunt de acord. Dar vă rog frumos, impuneți-vă punctul de vedere. Impuneți-vă punctul de vedere și... faceți în așa fel încât să vă alegeți un staff, un board, cum îi zic ăștia, un board de comandă al asociației,
care să fie înspre bine lui Dinamo și care să vă respecte, să vă exprime mereu doleanțele, să fiți întrebați, să se ia decizii în conformitate cu ceea ce doriți voi, nu să se arunce bani așa, ia-i mă tu și fă ce vrei. De ce degringolada asta? Ăla a venit, l-a adus ăștia. Vă dați seama că nimeni nu reușea din lumea asta să pună un acționar minoritar, să vină să-l dea pe unul la o parte majoritar și să pună el acolo factor de decizie și neapărat încă o chestie. Nimeni nu reușea ca să manevreze banii. Dacă să se vadă episodul acela cu banca care a notificat clubul Dinamo că nu va mai primi bani de la ei și nu-i va lăsa să facă operațiuni prin intermediul acelei bănci, nu știu, First Bank, nu știu cum se numește banca, așa, iar apoi s-a așternut tăcerea și n-a mai fost nicio problemă, s-au virat banii acolo de la drepturile TV destul de mulți, 500.000, și apoi au fost administrați în liniște fără niciun scandal și fără niciun atac. Vă dați seama că dacă era vorba să fie vorba de 500.000 care veneau niște impostori și încercau să le folosească sau unii care n-au niciun drept. Vă dați seama că patronul echipei, chiar dacă el nu îi băga în echipă, nu îi interesa pe nimeni, el era patron și el se ocupa de Dinamo. Și el putea să vină, era legitim pentru a veni acolo și a cheltuit, avea toată legitimitatea posibilă ca să vină și să administreze acei bani. Deci eu nu spun că acum e bine că sau trebuia să vină ăla și să ia banii să fugă, să nu fie înțeles greșit. Eu spun doar că orice patron de bine, deci ăsta, aici e dovada că ăsta e un interpus, e un măscărit și o săgeată ori al unei goriță, ori al Badea, cred, că altfel nu, nu are cine să fie în spate la chestia asta. Vom vedea atunci, vă spun, vom vedea atunci când își vor atinge ei targetul de oameni cotizanți, vom vedea atunci cine apare ca salvator pe calab și atunci ne dăm seama că ăla a fost în spatele la tot căcatul ăsta, pentru că nu poți să iei tu cu japca nimănui, adică ăla, gândiți-vă voi în locul lui Cortasero, i-a fost promis 1.000.000 de cineva, el care a băgat 550.000, nu-i convenea să ia 500.000 și să plece decât să bage, să rămână în gaură cu 500.000 și să se ascundă pe sub paturi și să-i lase pe ăștia fără pâine, fără apă, fără nu știu ce, fără lumină, fără stadion, fără bani de deplasări, fără... Oare nu vă gândiți că sunt niște manipulări de astea pentru a, tot pentru a atrage, pentru a face sold-out-uri, pentru nu știu ce, și încă o chestie cu sold-out-urile. Sold-out-uri, sold-out-uri, dar și mai e o chestie foarte interesantă cu tricourile, dacă ați observat. Acum nu mai se face caragață că nu-i DDB pe tricou, că nu e nu știu ce. Ați observat lucrul ăsta? Nu știu, poate n-ați observat. Eu am observat. Bine, ce vreau să puntez după toată discuția din acest material? Faptul că nimeni nu ține cont, deci și din conducerea asociației ăstea nu țin cont de... Pentru că nu pot să țină cont, vă spun eu, pentru că ei sunt slujbași și trebuie să reprezinte interesele stăpânului. Și ei joacă cum li se spune, vă spun eu, nu cum vor ei sau ce decizii vor ei să ia acolo. Înțelegeți cum e treaba? Iar pe voi nu vă întreabă nimeni. Cam asta e treaba și asta mi se pare de condamnat. Pentru că acolo la... O asociație Socios este foarte bună, foarte sănătoasă, dacă ea este independentă de patron și dacă cei care sunt în conducere nu sunt plătiți, nu sunt mânjiți de patron și nu acționează decât în interesele lui Dinamo și conform dorințelor membrilor. Cam asta este și cu aici închei. Vom vedea ce se va întâmpla. Mi-a plăcut și interviul ăla care l-a acordat Jerry Gane a spus acolo că a numit că, într-adevăr, Nemețu a fost cel mai bun de pe teren și l-a lăudat pe Eșanu, a spus că rămâne prima opțiune, dar e bine că are concurență și nu știu ce. În fine, declarațiile astea sunt date după ce au văzut ei ce eco are pe internet, ce spun fanii despre asta și totuși e bine că s-a luat în considerare chestia asta și că, na, ei încă joacă cum vor fanii, pentru că, să vă spun de ce, pentru că să se strângă cât mai mult și să fie cât mai mulți bani veniți de acolo, dar ulterior o să vedeți că se vor duce jucători iar, se vor urca prin avioane, se vor, înțelegeți? Vor pleca spre binele echipei, nu aiurea, nu? Să nu credeți altceva, nu se duc bani în altă parte. De asemenea, Jerry Gane a vorbit despre transferul lui ăla, lui Morsei, care săracul s-a temut să nu cumva să fie agresat, să nu fie nu știu ce, că să nu fie atacuri rasiste la adresa lui și așa mai departe. Un Pokémon, mă scuzați că zic, nu poți să spui așa ceva când vii într-o țară. Băi, asta nu înțeleg eu, chestia, mă. Cum adică, mă, toți care vin în România asta, toți
au impresia că vine în Timbuktu, în Sri Lanka, nu știu ce părere au ei. Măi, frate, dar chiar dacă ai părerea asta și dacă ai acceptat să te duci în Sri Lanka să muncești, păi tu n-ai voie să spui că, băi, mi-e frică că o să fiu răpit, că o să fiu nu știu ce, că sunt agresat, că sunt... Tu n-ai voie să spui dacă tu ai acceptat să lucrezi acolo. Deci dacă tu morsei, morsă ăla, marele suedez colorat, accepți ca să vii la Dinamo, păi atunci tu nu mai ai voie să spui nimic de rasism, de să zici ceva rău de România. Deci n-ai cum să comentezi. Asta nu înțelege nimeni. Deci mi se pare o insultă. Deci din voleu a plecat copilul ăsta cu bilă neagră din partea mea și a multor câini care nu acceptă așa ceva și mai multor români care nu acceptă așa ceva. Deci nu poți să vii cu declarații de astea că m-am temut că e rasist, că nu mai spui nimic. Spui, doamne, asta e România, m-am interesat, e o țară frumoasă. Deci tu trebuie să-l auzi. Pe mine dacă mă întreabă unul de acum ce fac eu în Anglia și cum e bine în Anglia sau dacă nu știu, nu pot să-i spun ce lucruri. Țara noastră e mult mai frumoasă, de 1000 de ori mai frumoasă decât țara lor. Dar nu pot să-i spun unui englez că țara lui e urâtă și că țara mea e mai frumoasă. Că știi ce îmi spune ăla? Zice, bă, dar tu de ce ai mai venit aici? Înțelegeți voi cum e treaba, măi, dragii mei? Deci când te duci să muncești sau intri în casa unui om și ăla te găzduiește, nu poți să spui că e casa urâtă. Sau că te-ai temut să nu cadă ca acoperișul pe tine sau nu știu ce. Deci vă dați seama, eu asta vă subliniez. De asemenea, băiatul ăla, să înțelegem un lucru. Gane a zis că a jucat bine în spatele lui Nemeț acolo. Dar mi-a plăcut, a fost destul de tare cu picioare și a puțină viteză, mobil. Se vede că e pregătit fizic și nu e problemă, dar s-a făcut de căcat. Hai să fim serioși. Degeaba spune Gane că a jucat bine, că a avut evoluție bună. Ce dracu evoluție bună, că la singura fază care a avut acolo și fază clară, îl dă la mură în gură, eu pune Nemeț pe tavă, tu dai, hai să spunem că în prima fază ai dat cum ai dat și s-a lovit de portar și portarul a respins-o, deși din prima trebuia să o dai pe lângă portar sau o scăriță sau ceva, inventai dacă erai jucător. Da, dacă erai jucător, asta vreau să spun, dacă jucai bine și apoi ți se respinge mingea norocos și destul de bine i s-a respins acolo, da? Și ai toată poarta aia mare și tu dai încălțat invers, să dai cu mingea o ia în partea aia spre teren în loc să se ducă în poartă. Deci tu dai în loc să dai cum trebuie spre poartă, tu dai invers. Deci tu dai dezastros, mai și cazi pe jos pe acolo, te faci de căcat și spune asta că a jucat bine. Nu știu, mie nu-mi plac, mă zgrie la timpan, eu chestiile astea nu le accept, știți? Când mă prostește unul, adică ce dracu, eu am văzut alt meci. Noi n-am văzut cu toții cum a căzut ăla în cură acolo și a dat pe lângă poartă când putea să încheie meciul acolo. Voi, nu știu, voi ați văzut altceva? Deci acolo se putea încheia meciul, nu? Era 2-0 și end of story, după a mai avut aia ocazii. Dom'le, cam asta e, că a jucat bine ăla. Sperăm să fie bun, eu așa zic, să fie util, să aducă un plus echipei și asta, dar... Eu vă spun sincer că nu e corect să faci la sfârșitul partidelor să spui chestii de astea. Am jucat bine, data viitoare nu știu ce le facem, nu știu ce, când tu ai la bătaie pe teren și pierzi meci după meci. Sau am jucat bine, dar am pierdut, nu meritam să nu știu ce, la ultima fază puteam să ne căcăm. Dom'le, nu se poate așa ceva. Spui clar, dom'le, asta e, am încercat un sistem, n-a reușit, am luat bătaie, au fost mai buni decât noi sau n-au fost mai buni decât noi, dar... Se putea mai mult, dar jucătorii noștri, și ziceai acolo, se puteau să facă mai mult, nu s-au adaptat pe sistem, n-au făcut nu știu ce. Spui niște lucruri acolo, ce s-a întâmplat, spune-mă realitatea, nu mai mințiți. Că asta e cel mai frustrant la Dinamo. Se minte peste tot, la toate nivelurile se minte. Deci asta e cel mai urât lucru. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Sper să nu interpretați, de foarte mulți am văzut că interpretați negativ, că nu știu ce zic eu, că nu ceva. Păi frate, n-am ce să spun de bine dacă lucrurile nu sunt așa cum trebuie acolo, în primul rând la conducere și apoi ați văzut și în antrenoratul ăsta, vine băiatul ăla și ne păcălește, că a jucat Morsei, că a făcut ăla, că nu știu ce, că ăla va fi rezervă și nu știu ce. Mă spun eu că dacă ia ieșeanu un gol, cine știe cum, greșește sau ce face, zboară din poartă, îl bagă pe ăla și gata, adică e concurență și nu știu ce, și intră la și ia 5 și după aia facem tot așa, rocadă între portar și ne postim și pe Veșeanu și ne ducem la vale. Nu știu, eu acum nu vreau să zic că ăla e petardă sau nu știu ce e portar la, că nu l-am văzut niciodată. Și ar merita și el să intre așa, eu știu, să-l vedem sau, eu știu, la antrenamente să demonstreze dacă poate să intre titular, dar... Nu am informații încă despre el, cam ce poate și asta, dar...
Dacă ne uităm pe palmaresul lui și pe ce poate și cartea lui de vizită așa, la 30 de ani arată dezastros. A încasat o căruță de goluri. O basculantă de goluri a încasat. Este urât, rău și nu știu ce să zic acum dacă am ajuns să avem astfel de jucători, astfel de portari și noi care eram întotdeauna Dinamo avea cei mai buni portari, așa a avut dintotdeauna Dinamo, cei mai buni portari și cei mai buni atacanți. Deci asta a fost, școala noastră de atacanți a fost minunată și acum nu mai avem decât pe un străin nemeț care ne arată cum se joacă în fața acolo și noi nu mai avem niciun tânăr care să vine din urmă, nici măcar pe aproape să fie, să aibă lovitor de cap, să fie ambițios, nu mai avem. Trist, dar adevărat, dragii mei, încheie aici materialul meu, doar Dinamo București este în astea, vă